Ești o bucată căzută din rai, ești o minune, doar tu poți să-mi dai din lumea ta o parte. Șapte zile din șapte, rochie albă, sangria-n pahar, gura ta dulce, ispită-mi iar, ochii diamante, tu mă ghidezi în noapte. Ia-mă în brațe, flămânde, lipește-mă de inima ta. Fericire în secunde, oprește timpul, nu mai pleca. Când urc pe cerul vieții se adună, care i-am mai văzut odată, dar noi ne-am văzut de multe ori. Eu am emoții, știți de ce? Mă gândesc oare am să transmit mesajul acesta tot atât de bine cum primele ori? Oare am să găsesc acele cuvinte pe care cineva mi le-a încredințat și să știți când tremură mâna, ca la o mireasă, cu mirele aproape și poate dispărut. Din această cauză, eu aș vrea mult de tot să-i susținem pe acești doi oameni frumoși, în casa cărora deja sunt a doua oară. Și mă bucur mult de tot că sunteți bine și în 2021. Știu că cineva m-a trimis și a vrut cumva să vă mintă că v-a trimis cadou de dimineață și banchierul nostru deja le-a luat. Știu micul secret, voi știți că astăzi fetița noastră a devenit mai bogată cu 50 de euro și sunt a ei. Dacă nu știți, să știți că atunci când o să aveți nevoie de un împrumut, la sânduța noastră să vă adăugăm pe cea mai bogată fetiță de vorbeam la telefon cu cea pe care am mai auzit-o de multe ori. Cea care acasă nu a venit de 2 ani. Cea care plânge de fiecare dată când o vede pe Sanda. Și cea care se bucură pentru voi atunci când îi spuneți: mama, vei deveni încă o dată bunică. Astăzi am vorbit încă o dată cu ea și mi-a zis: cea mai mare realizare a ei este acasă. Ceea ce face ea acolo nu o face pentru ea. O face pentru voi doi, o face pentru micuța Sanduța și de acum mai are încă un scop. Să o facă și pentru cel sau cea care încă nu s-a născut, dar care abia așteaptă să facă cunoștință cu fiecare dintre voi. Și eu de multe ori spun, nu asculta cu urechea, ascultă cu sufletul. Dragul și scumpul meu, ai intrat în familia noastră când erai încă un copil, un băiețel prea mic și prea naiv. Încă nu știai cum este această iubire și cât de greu îți va fi să construiești o familie. Astăzi, uite-te la tine, ai 29 de ani, ești deja bărbat, ești soț, tătic. Pe umerii tăi o duci pe Sanduța și știu că îl vei duce sau o vei duce și pe cea care va veni în 2021 să ne umple familia. Sunt mândră de tine și știi, nu te-am purtat 9 luni sub inimioara mea, dar eu simt că ești sânge din sângele meu. Gândim practic la fel și avem același scop, să le facem pe ele fericite. Atunci când ne-am gândit să facem casă, masă, ai fost primul bărbat adevărat care te-a ridicat și ai spus: toate scopurile sunt realizabile atunci când se muncește cu toții împreună, uniți. Îți mulțumesc mult de tot că cumva ai unit familia aceasta cu mult mai mult. Ești lipiciul nostru, ești cel care de fiecare dată a pus mână la mână și a arătat că hărnicia unui bărbat poate demonstra ceva mai mult. Astăzi mă uit la tine și sunt mândră de faptul că fiica mea cea dragă te-a ales anume pe tine. S-a uitat în ochii tăi și a văzut că ești unul din adevărații bărbați care merită atenție. Astăzi îți spun de departe, mulțumesc pentru tot. Mulțumesc pentru că ai grijă de ea, că ai grijă de creața noastră și vei avea grijă de încă un membru care va apărea în scurt timp. Îți mulțumesc pentru tot și știu că ceea ce urmează va fi cu mult mai frumos și cu mult mai realizabil. Sunteți la casa voastră, aveți de toate. Un singur lucru vă lipsește, mama soacră la aceeași masă cu tine. Însă îți mulțumesc că nu mă numești niciodată mama soacră și îmi spui mama.
Și pentru mine, tu nu ai intrat ca un gingere. Ai intrat ca un fecior, sânge din sângele meu, trup și gând din al meu. Astăzi de departe îți spun, la mulți ani, mulțumesc, te iubesc cu dragoste de mamă. Astăzi acest tort vine pentru cel mai scump ginere. Eu aș vrea să-mi spui numele celei care este la legătură directă cu noi. Cea care îmi vorbea atât de frumos despre un bărbat pe care îl cunoaște prin prisma fiicei sale, dar care este atât de drag sufletului său ca un fecior adevărat. Mama Angela! Mama Angela! Să o aplaudăm pe Mama Angela! Specială pentru bărbați adevărați care trebuie servită imediat ce ai făcut vârsta frumoasă și cred eu că băieții sunt cei mai fericiți sau acolo. Fiecare din ei deja se gândește ce o să ia de aici, nu? Toate poftele pentru toți. Noi dorim să ajungă la 92 plus 29, dar până una alta, mama îți mulțumește pentru frumoasa atmosferă pe care o faci în casa aceasta. Eu am văzut deja că de când am lipsit s-a mai construit aici. Eu sigură că până mai venim data viitoare ajungeți până în centru. Surpriză. Nu m-am așteptat, știu că m-ai felicitat dimineață, m-ai dat cadou. Păi ea a văzut că a luat banii ăsta, da, și a zis că mai n-am, că trebuie să ajungi și altceva. Îți mulțumesc foarte mult, stără pentru noi. Mulțumesc! Laurențiu! De sânduța să ajungem sănătoși la naștere, să dăm Dumnezeu, poate doi, poate trei, sperăm și noi măcar la doi. Eu da, și mi-am luat și vie. Eu mă mulțumesc de suflet, da. Pe strada unde stai tu, nu știu toate felinarele. Ne întâlneam cu luna, ne despărțeam cu soarele. Era atât de simplu și ușor, nu le păsa aproape de cum eram văzuți de ochii lor. Noi nu priveam în spate, cuvântul lor nici când n-am fost destul ca să ne scape lacrimi. Era atât de simplu și ușor, noi nu priveam în spate. În scară e întuneric chiar și noi nu vrem acasă. Visele noastre sunt în buzunar, secretele-s pe masă. Și dacă visele nu se împlinesc și secretele se află, bărbații nu plâng uneori, bărbații plâng odată. Era atât de simplu și ușor, nu le păsa aproape
De cum eram văzuți de ochii lor, noi nu priveam în spate. Cuvântul lor nici când n-a fost destul ca să ne scape lacrimi. Era atât de simplu și ușor, noi nu priveam în spate. Și cine nu? Ieri tu, azi eu, dar mâine timpul. Ca niște piese de Lego din cutii de ferit, încercăm să vedem întregul. Ieri a fost atât de ușor, atât de simplu. Uita de părerea lor pe ferul timpul. Timpul tău nu-i de la ei, e nu-s exemplu. E simplu, fii tu. Era atât de simplu și ușor, nu le pasă aproape. De cum eram văzuți de ochii lor, noi nu priveam în spate. Cuvântul lor nici când n-a fost destul ca să ne scape lacrimi. Era atât de simplu și ușor, noi nu priveam în spate.